lângă mine, fii lângă mine, fii lângă mine, Doamne, căci am nevoie, am nevoie, am nevoie de-a Ta iubire, fii lângă mine. Cu inima umilă, cu trupul rugăciune, fii lângă mine, fii lângă mine, fii lângă mine, Doamne, căci am nevoie, am nevoie, am nevoie de-a Ta iubire, fii lângă mine. Pragul veșniciei, în ultima instanță, strig plin de speranță, voi trăi din viață doar ultima clipă. Ridică-mă, Părinte, pe-a dragostei aripă. Fii lângă mine, fii lângă mine, fii lângă mine, Doamne, căci am nevoie, am nevoie, am nevoie de-a Ta iubire, fii lângă mine. Cu inima umilă, cu trupul rugăciune, pătruns de-a Ta iubire, eu fac o plecăciune. Am nevoie, am nevoie, am nevoie de-a Ta iubire, fii lângă mine. Ca-n farmecul iubirii și culmea fericirii, să nu-mi pierd nici simțirea, nici aripile frânte, și atunci când veselia toarnă plin paharul și beat de fericire, nu-i voi mai ști hotarul. Fii lângă mine, fii lângă mine, fii lângă mine, Doamne, căci am nevoie, am nevoie, am nevoie de-a Ta iubire, fii lângă mine. În pragul veșniciei,
plecăciune, pragul dimineții, negura de seară, când pâinea-mi pare neagră sau apa e amară. Fii lângă mine, fii lângă mine, fii lângă mine, Doamne, căci am nevoie, am nevoie, am nevoie de-a ta iubire. Fii lângă mine. Ca-n farmecul iubirii și culmea fericirii, să nu-mi pierd nici simțirea, nici aripile frânte, și atunci când veselia întoarnă plin paharul și beat de fericire, nu-i voi mai ști hotarul. Fii lângă mine, fii lângă mine, fii lângă mine, Doamne, căci am nevoie, am nevoie, am nevoie de-a ta iubire. Fii lângă mine. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Aceasta este cea din tâi poruncă însoțită de o promisiune, ca să-ți fie bine și să trăiești mult pe pământ. Preasfințite, în zile voastre, părinți care faceți parte din Consiliul Presbiteral și Pastoral, țile voastre, părinți, responsabili cu oficiul pentru pastorala familiei și a laicilor, preci iubiți credincioși din întreaga dieceză, într-un chip deosebit, dragi familii, cele care ați participat la simpozionul dedicat familiei creștine. Vă spun din toată inima, bine ați venit la sărbătoarea familiei. La încheierea acestui simpozion, vă spun din toată inima, binecuvântați sunteți voi, cei care îl iubiți pe Domnul în casele voastre. El vă poate asigura fericirea. Lui vrem să-i aducem astăzi prin ostul nostru de recunoștință pentru acest măreț dar. Și lui cerem prin Preacurata Fecioară Maria să ocrotească familiile noastre. Familia din Nazaret să fie modelul tuturor familiilor. Dragi părinți și copii, ne dispunem acum să celebrăm cu vrednicie întâlnirea noastră cu Iisus în cadrul familiei noastre. Celebrăm jertfa Sfintei Liturghii și ascultând cuvintele sale. Îi cerem iertare pentru toate păcatele. Mărturisesc. Să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
Familia Fiului Tău născut, să trăim aceleași virtuți și să fim uniți prin aceeași iubire, pentru ca odată să gustăm bucuria veșnică în casa Ta cerească, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Întâi, umpleți pământul și supuneți-l. Citire din Cartea Genezei. Dumnezeu a zis,
să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice și toate vietățile care se târăsc pe pământ. Și l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. L-a creat după chipul lui Dumnezeu. El a creat bărbatul și femeia. Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile care se mișcă pe pământ. Apoi a zis Dumnezeu: iată, vă dau toată iarba care face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță întrânsul. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ și care au în ele suflare de viață, le dau toată iarba verde ca hrană. Și așa a fost. Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse și iată, erau foarte bune. Cuvântul Domnului. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, lauda Lui va fi fără încetare pe buzele mele. Să se laude sufletul meu în Domnul, să audă cei blânzi și să se bucure. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Slăviți pe Domnul împreună cu mine, să înălțăm numele Lui împreună. Când îl caut pe Domnul, El îmi răspunde și mă eliberează de tot ce m-a înspăimântat. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Priviți la Domnul și veți fi luminați și fețele voastre nu vor avea de ce să se rușineze. Căci cel sărac a strigat și Domnul l-a ascultat și l-a mântuit de toate necazurile sale. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul, fericit este omul care se încrede în Domnul. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de El.
sărăcit și îndură foame, dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsa de nimic. Femeile sfinte nădăjduiesc în Domnul. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Tot așa, femeile, să fie supuse bărbaților lor, pentru că, dacă unii nu ascultă cuvântul, prin purtarea soților, fără cuvinte, ei să fie câștigați la vederea purtării voastre respectoase și curate. Podoava voastră să nu fie exterioară, împletitura părului, bijuteriile de aur, etalarea hainelor, ci interiorul inimii, cu podoaba neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este plăcut lui Dumnezeu. Căci așa se podobeau, odinioară, femeile sfinte care își puneau speranța în Dumnezeu, fiind supuse soților lor. Astfel, Sara a ascultat de Abraham, numindu-l stăpânul ei. Voi ați devenit fiicile ei dacă faceți binele și nu vă lăsați speriate de nimic. Tot așa și voi, bărbaților, trăiți împreună cu soțiile voastre, ținând cont că ele sunt făpturi mai slabe și arătându-le prețuire, întrucând sunt părtașe împreună cu voi la harul vieții, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie tulburate. În sfârșit, fiți toți într-un gând, compătimitori, plini de iubire față de frați, milostivi și smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici insultă pentru insultă, dimpotrivă, binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Cuvântul Domnului. Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! În acel timp Iisus a spus ucenicilor săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură. Și orice mlădiță care aduce rod, El o curăță ca să dea rod și mai mult. Voi sunteți deja curați prin cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteți face. Cine nu rămâne în mine este aruncat afară ca mlădița tăiată și se usucă.
Mlădițele uscate sunt adunate, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, puteți cere orice vreți și veți primi. Prin aceasta este preamărit Tatăl meu, să aduceți rod în belșugat și să vă dovediți ucenicii mei. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, Sfințile voastre, părinți concelebranți, dragi familii participante la simpozionul familiei din seminarul nostru, dragi familii venite din dioceză, cari ospiti, stimați invitați, liturghia de astăzi este un act de preamărire a lui Dumnezeu și un prinos de recunoștință față de cei care au primit darul de a fi părinți și de a colabora cu Dumnezeu. Darul de a fi tată, de a fi mamă sau darul de a fi copil, copii. Textele și rugăciunile pe care le-am proclamat și le vom proclama mai departe ne oferă o încadrare într-un climat de credință bazat pe Sfânta Scriptură, unde întâlnim voința expresă a Creatorului și planul Său de iubire, manifestat în actul de creație, prin care a hotărât să-L creeze pe om capodopera mâinilor sale, bărbat și femeie, așa cum am ascultat în prima lectură, dându-le poruncă să crească și să se înmulțească pentru a stăpâni pământul și a face ca viața să continue pe acest pământ, iar iubirea din Sfânta Treime să nu înceteze niciodată să existe în lume prin iubirea părinților și a copiilor. Îndemnurile și sfaturile Sfântului Apostol Petru din scrisoarea pe care am proclamat-o în lectura a doua e un imn de laudă pe care el, Apostolul, o aduce familiei, membrilor familiei, mamei și tatălui, soților și întregii comunități familiale. Iar chemarea din Evanghelie ne face să înțelegem că armonia dintre părinți și copii este posibilă numai dacă ei nu uită niciodată că în mijlocul lor trebuie să rămână fără încetare El, care este originea iubirii și a vieții și care singur poate să transmită iubirea adevărată și cerească, viața cerească și pământească. Textele ne dispun și ne cheamă să-i aducem necontinent laude Părintelui Ceresc, care a voit să-i învrednicească pe oameni cu o asemenea chemare și o asemenea demnitate de a fi colaboratori la cel mai mare bine și dar de pe pământ, viața, și de a le încredința lor toată viața și speranța noastră, că numai El, autorul a toate și dădătorul darurilor și a vieții, va avea mereu grijă de noi, oamenii, și de întreaga familie umană. Suntem aici ca să-i aducem preamărirea lui Dumnezeu și să-i prezentăm lui toate preocupările, grijile și speranțele noastre pe care le așezăm în mâinile sale prin mijlocirea familiei din Nazaret. Vă mulțumim că ați venit ca să-L întâlniți pe Domnul, Cel ce v-a iubit și vă iubește.
Ne asociem cu toții la acest act de preamărire și la această rugă. În lumea în care trăim, în zilele noastre, marcate de atâta confuzie, liberalism, materialism, nu trebuie să uităm niciodată ce ne spunea cândva fericitul Papa Ioan Paul al II-lea, că viitorul omenirii depinde de familie. Adevăr pe care l-au proclamat atâția episcopi ai bisericii noastre. Este așadar absolut necesar și urgent ca fiecare om de bunăvoință să se străduiască pentru a salva și promova valorile și cerințele familiei. În deosebit efort se cere de la fiii bisericii, ei care prin credința lor cunosc pe deplin planul minunat al lui Dumnezeu, au un motiv în plus pentru a le sta la inimă realitatea familiei în timpul nostru de încercare și de har. Ei trebuie să iubească deosebit de mult familia. Aceasta este porunca concretă și exigentă pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Așa avea să declare el, fericitul Ioan Paul al II-lea, în exhortația sa apostolică post-sinodală din 22 noiembrie 1981, în solemnitatea Domnului nostru Iisus Hristos, Regele Universului. Ținând cont de învățătura sfântă, prezentată de Vechiul și Noul Testament, reluând doctrina Bisericii din toate timpurile, mai ales declarațiile Conciliului Vatican al II-lea, și analizând cu viu interes declarațiile episcopilor adunați la Roma, în sinod, așa cum stabilise marele papă Paul al VI, fericitul Ioan Paul al II-lea, un adevărat îndrăvăștit de rolul familiei și preocupat de viitorul bisericii, a prezentat episcopilor, preoților, persoanelor consacrate și tuturor celor cu judecată dreaptă, care, oricine ar fi, sunt îngrijorați de soarta familiei, un adevărat strigăt de alarmă, o nouă și profundă chemare, cartă a familiei, privind demnitatea și rolului familiei în lume, prin acel document pontifical, Familiaris Consortio, un nume ce a rămas și rămâne și azi punct de referință pentru învățătura bisericii despre familie și misiunea ei. Învățătura tuturor episcopilor prezentată în aula sinodală a fost adunată și exprimată în această nouă și importantă exhortație apostolică ca și un document fundamental pentru noi și pentru familie. Ascultând de chemarea Conciliului Vatican II, de Magisterul Papei Paul al VI-lea și de învățătura Marelui Apărător al Familiei, fericitul Ioan Paul al II-lea, biserica întreagă, episcopii și cei chemați să vestească lumea adevărul Evangheliei s-au îndreptat cu multă grijă spre misterul și vocația familiei și misiunii ei, apărând din răsputere acest dar făcut omenirii de Creator și onorat de însuși Fiul Său, Iisus Hristos, care a ridicat această instituție la rang de sacrament pentru mântuirea omului. În ultimul timp au avut loc nenumărate inițiative, congrese mondiale, simpozioane și studii care au avut drept sens reîmprospătarea învățăturii despre familie și căsătorie în actualele condiții și pericole generate de acest liberalism și secularism fără precedent, care au făcut să apară o mulțime de teorii și afirmații, unele mai bizare decât altele, atentând la demnitatea și misiunea familiei, denaturând adevărul și îndepărtându-l de la proiectul și gândirea Creatorului și de învățătura pe care ne-a transmis-o cel mai autentic interpret și învățător, Iisus Hristos. Biserica noastră locală, alăturându-se preocupărilor bisericii universale, a simțit nevoia de a se apropia mai mult de acest dar divin, familia, și de acest sacrament, căsătoria creștină, pentru a înțelege menirea, sacralitatea și rolul ei pentru viața lor. Dieceza noastră, care a beneficiat de o mare și sfântă moștenire,
familia tradițională, s-a angajat la o adevărată cruciadă în apărarea ei, iar pe parcursul celor 3 ani de zile din programul pastoral general, nu a încetat să se roage, să analizeze întreaga situație, să scoată în evidență pericolele și să reîmprospăteze în toți credincioșii fața frumoasă și luminoasă a darului primit de la Creator, familia creștină. La nivel diocezan, decanal, parochial și în centrele de spiritualitate, episcopii și preoții, membrii instituțiilor de învățământ, călugării și călugărițele, asociațiile și structurile de formare și caritate, dispunând de un bogat material informativ și documentar, toți într-un gând și cu o inimă largă, au încercat cu mult interes să ofere familiei și căsătoriei creștine o deosebită considerație, punând mai presus de toate rugăciunea și invocând ajutorul lui Dumnezeu și ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria, care într-un program cu totul special a însoțit cu bucurie eforturile și grija tuturor credincioșilor și mai ales al familiilor prin vizita icoanei miraculoase de la Cacica prin parochiile noastre. O inspirație adevărată. Simpozionul organizat în aceste zile prin grija Oficiului pentru Pastorația Familiei și în colaborare cu Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, care a avut ca preocupare specială o temă, familia la școala iubirii și a credinței, a venit să sublinieze încă o dată grija noastră a tuturor, păstor și turmă, pentru cunoașterea și mai amănunțită a misiunii familiei, mai ales în primirea și educarea copiilor, rodul binecuvântat al iubirii lor față de Dumnezeu, care i-a ales să fie colaboratori și speranța Bisericii și a lumii. A fost un semn al profundei noastre preocupări pe care o avem ca Biserica și ca familiile creștine să-și păstreze locul lor. Intervențiile preoților profesori, invitaților din țară și din străinătate, mărturia personală adusă de familii și de copiii lor a constituit un moment deosebit în viața bisericii noastre locale, dar mai ales acum, când ne apropiem de încheierea acestui program pastoral de 3 ani, dedicat marelui mister al familiei. Bunul prețios al familiei și al căsătoriei, care perpetuează iubirea fecundă oferită de Creatorul familiei în căsătoria creștină, trebuie să ne facă să nu încetăm de a mulțumi lui Dumnezeu și de a striga fără încetare către cer, dar și către responsabilii acestei luni, să apere, să ocrotească și să prețuiască acest dar inefabil și această garanție a vieții pe pământ. Mă bucur să vă redau acum, la încheierea acestui simpozion, un program pentru fericirea și bucuria familiilor noastre, pentru fericirea și bucuria dumneavoastră, dragi părinți, care ați ținut să participați la aceste zile de har, în aceste cursuri, la aceste cursuri despre frumusețea și misiunea dumneavoastră, pentru a vă bucura de adevărata fericire, liniște și pace. Aceste gânduri le prezint tuturor familiilor prezente azi la Iași. Am descoperit acest program al fericirii casei și creștini și familiei creștine într-o carte care vorbește despre familia creștină. Iată conținutul, iată dorințele noastre, iată ce trebuie să nu uitați. Fericită casa și familia în care se fac rugăciuni comune, pentru că în ea va fi mereu prezent Dumnezeu. Fericită casa și familia în care sărbătorile sunt respectate și sfințite, pentru că toți cei din casă vor participa împreună la sărbătoarea din cer. Fericită familia în care nu se aud blesteme, nici vorbe urâte sau înjurători, nu sunt prezente cărți și scrieri rușinoase,
nu se întâlnește lăcomia și desfrâul, pentru că va fi plină de binecuvântare și de pace. Fericită casa și familia în care copiii primesc și trăiesc darul botezului, pentru că în ea vor crește cetățenii cerului, pe lângă faptul că acolo vor fi mereu cetățeni loiali ai acestui pământ. Fericită familia și casa unde iubirea este cultivată și trăită cu bucurie, unde se învață doctrina creștină, pentru că acolo credința devine mereu adevărată lumină a vieții și a produce adevărate roade pentru viața veșnică. Fericită este casa și familia unde părinții găsesc în copii adevărat susținători ai iubirii curate și generoase, adevărată ascultare și colaborare în bine, iar copiii găsesc în părinți exemplu de iubire și frică de Dumnezeu. Această casă și familie va fi un colț de rai și oază de fericire și pace. Leagă în adevărat al vieții pe pământ, casă de virtuți și tabernacol și altar de mântuire. Și în sfârșit, fericită este casa și familia unde este chemat la timp preotul și păstorul sufletelor pentru a întări în credință pe toți, părinți și copii, și pentru a însoți pe cei aflați în suferință și moribunzi, pentru a găsi cu adevărat întărire în viață și pentru a trece mângâiați în adevărata patrie și veșnicie fericită. Din Iisus, Jesus în familia. Pagina 37. Dragi familii, nu uitați niciodată că adevărata voastră fericire este să nu-L dați afară pe Dumnezeu din casă, pe Cel care v-a ales și vă vrea colaboratori la transmiterea pe pământ a vieții și a bucuriei adevărate. Vă mulțumim că existați, că ați ales să răspundeți la chemarea Domnului și la invitația noastră de a fi aici pentru a participa la acest simpozion dedicat familiei, la școala credinței și a fericirii. Și contăm pe voi că veți purta la toate familiile mesajul de speranță pe care îl adresăm tuturor la sfârșitul Sfintei Liturghii. Mulțumim tuturor celor care v-au stat alături în misiunea și chemarea dumneavoastră și vă însoțim pe acest drum de slujire și de iubire pentru a face din viața și credința dumneavoastră o tribună de răspândire a păcii și speranței în lume. Mulțumim și celorlalte familii care au ținut să participe astăzi la această celebrare a iubirii și a darului lui Dumnezeu făcut credincioșilor noștri. Le suntem recunoscători preoților și responsabililor pastorali care se oferă să-i ajute pe părinți și copii în împlinirea chemărilor și ne rugăm mai departe pentru binecuvântarea poporului creștin și pentru pacea și fericirea lumii prin familii și prin copii să fie asigurat viitorul societății și al bisericii. Familia Sfântă din Nazaret să ocrotească neînceapat părinții și copiii diecezei noastre. Amin. Această credință cu toți împreună vrem acum să aducem lui Dumnezeu în această sărbătoare a familiei credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la Domnul.
Fraților prea iubiți, Dumnezeu a binecuvântat legământul căsătoriei încă de la începutul lumii, iar Iisus Hristos a făcut în ea un sacrament, izvor de har pentru viața veșnică. Să ne rugăm astăzi în mod deosebit pentru toate familiile, pentru familiile noastre, cerând în același timp de la Dumnezeu unire și bună înțelegere între toți oamenii. Atotputernice Dumnezeule, Stăpânul vieții și Întemeitorul familiei, dăruiește bisericii familii cu adevărat creștine, în care dragostea și armonia dintre membrii să reflecte iubirea negrăită din Sfânta Treime. Fă ca sfințenia fiecărei familii să fie ocrotită și sporită prin generozitatea în credință și jertfa tuturor membrilor ei. Păstrează între soți iubirea și fidelitatea conjugală și dă-le harul de a primi cu bucurie copiii trimiși de tine. Ferește familiile noastre de griji, necazuri și neînțelegeri. Fie-ți milă de familiile lovite de suferința trupească sau sufletească și arată-ți în mod deosebit prezența în mijlocul lor. Păstrează în harul căsătoriei pe toți cei care s-au unit în numele lui Hristos și revarsă asupra lor tot harul și binecuvântarea ta. Primește pe răposații noștri în marea familie a fericiților din cer. Părinte Ceresc, revarsă, te rugăm, harul tău asupra tuturor familiilor noastre și asupra tuturor celor care în aceste zile au participat la bucuria lor, pentru ca ei să caute mereu cele plăcute ție și să primească de la tine ceea ce îi duce la fericirea adevărată, prin Hristos Domnul nostru. Celor ce te cheamă în inimile lor, Maria, tu ești măicuță dragă a celor ce te roagă și-ți cântă în cor. Nu lăsa să se aibă lume și nici să se dă lume. Maria, Maria, tu gingașă fecioară, privește spre noi iară și roagă-l pe Iisus. Vom fi căzuți în tine și vom fi plini de vină să ne ridice sus. Nu lăsa să se ferume și nici să se derume ce Domnul a zidit. Nu lăsa ca răutatea, ura și nedreptatea să vină pe pământ. Thank you.
iubitoare, cum să-ți mulțumim oare că nu ne-ai părăsit? Îți mulțumim prin rugăciune, prin cânt și plecăciune, că de fine primi. Celor ce te cheamă în inimile lor. Maria, tu ești măicuța dragă a celor ce te roagă și-ți cântă în cor. Nu lăsa să se fărâme și nici să se derâme. Fecioară, privește spre noi iară și roagă-L pe Iisus. Când vom fi căzuți în tine și vom fi plini de vină, să ne ridice sus. Nu lăsa să se fărâme și nici să se derâme. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Să oferim, Doamne, jertfa de împăcare și te rugăm cu umilință să statornicești familiile noastre în harul și în pacea ta, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul lumii și izvorul vieții, Tu nu părăsești niciodată lucrările înțelepciunii Tale, dar lucrezi necontenit cu purtare de grijă în mijlocul nostru.
Ai călăuzit cu mâna puternică și cu braț întins poporul tău, Israel, prenăpostiu. Iar acum însoțești mereu cu puterea Duhului Sfânt biserica ta peregrină pe acest pământ și o conduci pe căile vremelniciei spre bucuria veșnică a împărăției tale prin Domnul nostru, Iisus Hristos. De aceea și noi, împreună cu îngerii și sfinții, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Doamne sfânt și îndurător, Dumnezeul universului, pământul și cerul sunt pline de mărirea ta, Hosana în anul cerului. Pământul și cerul sunt pline de mărirea ta, cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintire. Misterul credinței, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere de morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă.
Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, Caru, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi împlinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel aici de față, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Se porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Păcatele lumii
ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai. Voi crește într-o zi, cu toată lumea.
sub zâmbetul tău. Licărire uimită de-a ta măreție, Doamne, coboară și sufletul meu. O lume întreagă cuprinde norocul acestui cristal de apă și cer. Pământul le leagă și eu sunt seminul prin care sclipește al tău adevăr. Topește-mă, Doamne, pe floarea iubirii, o soare micuț, mă voi crește într-o zi. Cu toată lumina ce bine ai clădit-o, fructul iubirii voi ști pârgui. Picuri de rouă căzute pe floare, șuvoi și bulboana mă răstogolesc. Doar mâna ta, Doamne, mai poate să oprească furtuna prin care eu pustiesc. O lume întreagă cuprinde rotundul acestui cristal de apă și cer. Pământul me leagă și eu sunt seninul prin care strivește al tău adevăr. Pește-mă, Doamne, pe floarea iubirii, eu soare micuț, voi crește într-o zi. Cu toată lumina ce în mine ai clădit-o, fructul iubirii voi ști pârgui. Viața noastră, alta nu avem. Tu ești calea noastră, adevărul tău. Vom rămâne pururi în cuvântul tău, până când vom fi în viață, până când vei vrea. Nu ne este teamă dacă ești cu noi, te rugăm, rămâi cu noi. Cred în tine, Doamne, născut din Maria, Fiul preasfânt și veșnic, ești om ca și noi, mor doar din să ne rugăm. Părinte preandurător, Tu ne înviorești cu tainele cerești, Tere te rugăm harul să imităm mereu exemplu Sfintei Familii, pentru ca după suferințele vieții acestea să avem parte alături de ea de fericirea veșnică,
prin Hristos Domnul nostru. Preasfințiile voastre, cucernici părinți, părinți, dragi familii, după cele aproape trei zile petrecute împreună în Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Copou, la simpoziunul Familia la Școala Credinței și după această minunată Sfântă Liturghie, un singur cuvânt poate sintetiza totul: familie. La simpozion, deși eram 50 de familii, ne-am simțit ca o singură familie. Iar astăzi, în această frumoasă catedrală, în prezența episcopilor noștri, a preoților și a atâtor familii venite din toată dieceza, experiența a continuat. Am fost o familie, o familie care a respirat același aer de har, care a ascultat același cuvânt al lui Dumnezeu, care s-a hrănit din aceeași hrană euaristică. O familie care pe rând este școala iubirii, leagănul vieții, poarta vieții, primul catehism, locul unde Dumnezeu se simte acasă. Preasfințite, vă mulțumim pentru că în calitate de păstor al diecezei ați făcut posibilă această întâlnire, a noastră, a familiilor din dieceză. Mulțumim preoților care s-au implicat direct în organizarea ei, părintelui Benone Lucaci, rectorul seminarului, părintelui Iosif Ienășoaie și părintelui Felician Tiba, care s-a gândit, a executat până în cele mai mici detalii acest simpozion. Pentru dieceza noastră, totul a fost un dar, un dar care știm că va continua. Dragi familii, nu ne rămâne decât să fim alături de păstorii noștri, să-i susținem prin elanul nostru, să ne rugăm pentru ei așa cum deseori o cere Papa Francesc, iar noi, odată întorși acasă, să purtăm cu noi flacăra iubirii pe care să nu o lăsăm să se stingă niciodată. Și asta pentru că iubirea singură este veșnică, pentru că iubirea este Dumnezeu. Mulțumesc! Am înțeles. Și am mulțumit lui Dumnezeu și vă mulțumim dumneavoastră. Conștienți că viitorul de omenirii depinde de familie, așa cum avea să declare Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, fericitul, și după el neuitatul Papa Benedict al XVI-lea, acum la încheierea solemnă a simpozionului dedicat familiei, în această liturghie, după ce îndreptăm spre toți preoții prezenți aici, membrii Consiliului Presbiteral, Pastoral, profesorii noștri de la Institut, paroc și oaspeți, și după ce îndreptăm spre toți oamenii prezenți la această Sfântă Liturghie, vă rog acum să aveți o mică răbdare, pentru că noi vrem să procedăm la un act special, și anume să încredințăm un apel, un mesaj, ca un semn de prețuire pentru toți părinții noștri, pentru toate familiile noastre care ne-au transmis această moștenire, precum și față de toți cei chemați să ducă mai departe marele dar al vieții, al iubirii, garanție pentru binele întregii omeniri. Ascultăm acum
prezentat de părintele Felician Tiva, de fapt motorul și sufletul acestui simpozion, alături avându-l pe părintele Iosif Enășoaie și părinte rector, acest mesaj al simpozionului dedicat familiei. Familiei, școala iubirii și a credinței. Familia, școala iubirii. Familia, capodopera lui Dumnezeu, școala iubirii, leagănul vieții, vasul credinței, memorie pentru ceea ce a fost ieri, confort pentru astăzi, speranță pentru mâine, celula de bază a societății, într-o singură expresie, iubirea concretă a lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta este familia pe care Dumnezeu a voit-o încă de la început, închegată prin intermediul sacramentului căsătoriei, imaginea iubirii și a unirii dintre Hristos și biserica sa. Familia, poarta intrării noastre în această lume, leagănul copilăriei și al adolescenței noastre, școala vieții. În ea ne-am născut, în ea am primit primele semne ale credinței. Ea a fost cea care ne-a vegheat creșterea și maturizarea umană. Ea ne-a încredințat bisericii și societății, ea ne-a deschis spre viață, iar viața ne-a deschis poarta spre Dumnezeu. Atunci când vorbim despre familie, trebuie să plecăm de la Dumnezeu, de la misterul Sfintei Trăimi, care este iubire și comuniune de persoane. Sfânta Treime este adevărul unui singur Dumnezeu, dar al unui Dumnezeu în trei persoane egale și distincte, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aici, în acest mister de comuniune și iubire veșnică, își are originea misterul familiei, formată dintr-un tată, o mamă și copii. Această familie dorită de Tatăl, susținută de Fiul și sfințită de Duhul Sfânt, care trăiește în lume înconjurată de bucurii și speranțe, de încercări și credință, de preocupări zilnice și de iubire, ni se prezintă astăzi ca fiind prioritară. Ne cere susținere, ne cere încurajare, ne cere să mergem alături de ea. Familie, devino ceea ce ești, leagăn al iubirii, poarta vieții, primul catehism. Nu te teme să te naști, nu te teme să crești, să te deschizi vieții, să slujești, să iubești și să ierți. Nu te teme pentru ziua de mâine care este în mâinile lui Dumnezeu. Nu te teme să investești în viață și în valoare. Familie, rămâi familie, rămâi ceea ce a voit Dumnezeu să fii, soț, soție, copii, dar și mamă, tată, copii. Fii școală a iubirii, celula societății, fii leagăn al iertării, mângâiere, bucurie și curaj, fii pace, loc pentru virtuți, biserică domestică. Familie, vei fi prioritate a pastorației noastre diecezane. Te îmbrățișăm cu aleasă prețuire, episcopii prezenți, preoții, frații și surorile consacrate, asociațiile, mișcările și congregațiile religioase și te încredințăm Sfintei Familii de la Nazaret, a cărei ocrotire o invocăm, iar prin mijlocirea Sfintei Treimi te binecuvântăm. Semnează excelența sa Petru Gherghel, episcop de Iași. Mulțumim!
acest mesaj vrem să-l încredințăm de la acest sinod, de la acest simpozion, tuturor părinților noștri, prin decani. Și dați nevoie să-i chemăm aici, să le încredințăm, ca să transmită fiecărui parov din episcopia noastră. Părinte decan de Iași. Părintele decan de Bacău. Părintele decan Suceava, Bucovina. Părintele decan de Moinești. Părintelui decan de Piatra Neamț. Părintelui decan de Roman. Părintelui decan de Traian. Părintele decan de Trotuș. Părintele decan de Valea Siretului. Părintele decan de Vrancea. Această bucurie a încredințării acestui mesaj tuturora și cu speranța că acest mesaj va avea un impact asupra tuturor familiilor noastre prin păstorii noștri, vă mulțumim tuturor și într-un chip deosebit mulțumim Părintele Iosif Enășoaie, organizatorul general și cel care conduce oficiul pastoral pentru familii și laici. În timp deosebit îi mulțumim Părintele Tiba, care n-a încetat de când studiază și a studiat la Roma și de acolo să organizeze acest simpozion, îi mulțumim din inimă, și Părintele Rector al Institutului Teologic, Părintele Lucaci, și tuturor profesorilor noștri care i-au susținut. Și mulțumim celor care au fost voluntari, dar mai ales mulțumim familiilor, mulțumim tinerilor, mulțumim copiilor, vă mulțumim dumneavoastră tuturor care sunteți astăzi aici și toți împreună vrem să vă aplaudăm încurajându-vă în misiunea dumneavoastră. Vă mulțumim frumos! Aici, în față, se află această emblemă a acestui sinod și a familiei noastre. Familie, școală de iubire. Familie, școală de credință. Ea a străjuit aceste zile, ea a întâmpinat pe toți cei care au participat și vă spun, așa cum am auzit, chiar de la cuvântul pe care el a prezentat o reprezentantă a familiilor, această întâlnire va continua. Și ca tare, noi vrem să fie un moment binecuvântat pentru viitor. Va fi o prioritate, așa cum am auzit, pastorala familiei. Următoarea întâlnire a familiilor în dieceza noastră,
va fi în luna octombrie, data o vom fixa, o vom anunța, în centrul nostru Bacău, decanatul de Bacău, biserica și parochia Sfântul Nicolae, Sfinții Petru și Paul. Și încredințăm această imagine Părintelui Decan și credincioșilor care au venit aici de la Bacău pentru a participa la această celebrare. Vă mulțumim și vă înconjurăm cu dragostea și îmbrățișarea noastră. Și acum mulțumim, mulțumiți pentru acest moment sacru și pentru acest moment de speranță. Invocăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei de față și peste întreaga noastră familie diocezană și pe fiecare familie în parte. Cu mulțumiri și pentru cei care au venit din străinătate și pentru cei care au încercat să ne spună ceva. Grație per voi că siete venuti di Italia o di Slovenia pentru per prezentare alcuni principi per la vita della nostra famiglia. Grazie a voi tutti. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Dumnezeu cel atotputernic să vă binecuvânteze cu binecuvântarea sa și să reverse asupra voastră înțelepciunea care duce la mântuire. Hrănească mereu cu adevărurile credinței și să vă dea statornicie în toată lucrarea cea bună. Amin. Îmbogățiți cu darurile speranței, credinței și iubirii, să petreceți rodnici în fapte bune viața pământească și să puteți ajunge la fericirea vieții veșnice. Amin. Locirea Sfintei Familii din Nazaret, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să fie și de atunci mereu suntem o familie de oameni într-o mare de mister. Și din lumea necuprinsă ne-am născut dintr-un cuvânt ce-a prins viață din iubire între oameni pe pământ. Dacă n-ar exista familia, ce am fi fără ea? Familia, n-ar mai fi nici copii, n-ar mai fi bucurii. Dacă n-ar exista familia, ce am fi fără ea? Familia și speranța de viață pe pământ ar muri. Dumnezeu ne cheamă astăzi să împlinim voința sa într-o lume care încearcă să ne spună altceva. Nu ne temem de întuneric, promovăm familia, coerenți cu viața noastră, trăim Evanghelia.
exista? Familia. Ce am fi fără ea? Familia. N-ar mai fi nici copii, n-ar mai fi bucurii. Dacă n-ar exista, familia. Ce am fi fără ea? Familia. Și speranța de viață pe pământ ar muri. Dumnezeu ne cere astăzi să iertăm și să iubim și o lume mai frumoasă împreună să clădim. Doar iubirea ne unește, doar ea crede în minuni, iar familia împlinește, naște zorii noi luni. Dacă n-ar exista familia, ce am fi fără ea? Familia. N-ar mai fi nici copii, n-ar mai fi bucurii. Dacă n-ar exista familia, ce am fi fără ea? Și speranța de viață pe pământ ar muri.